Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm educație financiară și clipul de azi este unul foarte light. Îmi place să le împart în două categorii, unele mai bine documentate și altele mai light, după cum îmi vine câte o idee. Așa că azi vreau să vorbim despre cum putem să facem niște bănuți în scăderea asta din cripto. Pentru că până acum am zis, da, sunt investitor, țin acolo, nu știu ce, și am văzut cum practic a fost decimat tot portofoliul meu, pentru că m-am băgat când era piața mai sus. Am pierdut bani în teorie, deși nu este așa. Însă mă uit la niște băieți, o să vi-arăt la sfârșit de tot la cine mă uit eu pentru analiză tehnică, pentru că eu nu fac analiză tehnică, nici nu vreau să fac chestia asta, că n-am timp să mă ocup. Și am văzut că practic acum, în momentul ăsta, pentru că piața merge în lateral, putem să facem niște farming și să câștigăm mai multe tokenuri. Așa că, cum am făcut chiar mai devreme, o să vă și arăt chiar acum, în momentul ăsta, față de ieri, adică am un PNL de $145 plus, ceea ce înseamnă o creștere de 5% pe portofoliu. Nu este mare, dar dacă stai să le iei în fiecare zi, 5% azi, 3% mâine, 8% poimâine, gândiți-vă câți bani sau câte tokenuri de fapt se strâng, pentru că practic tu nu faci bani în momentul ăsta, că oricum piața este în scădere, dar tu câștigi mai multe tokenuri și atunci când o să crească foarte mult, bineînțeles portofoliul tău va crește exponențial. Așa că hai să vă arăt eu cum am făcut mai devreme cu Chainlink, pentru că am Chainlink în majoritate, 40% practic din portofoliul meu și am pus la limit, da, pe Binance, am pus să fie cumpărat la $26. Că aveam niște tether pus deoparte, deci de $200 o să cumpăr la $26, pentru că a avut un pic la $30 acum Chainlink-ul. Deci am văzut că a crescut Chainlink-ul pe grafic foarte puțin și am decis că, băi, o să scadă după ce am văzut la băieții ăștia. Deci la cât poate să scadă? Inclusiv ei au spus că undeva la $25-$26, dacă pui o limită, practic să faci un order, o să-ți cumpere, mă rog, cu ce aveam deoparte, pus deoparte, strict pentru asta. Asta înseamnă că de la $26 la $30, dacă am cumpărat înapoi acolo, practic o să fac un profit de vreo 14% sau ceva de gen. Ceea ce este imens. Gândiți-vă dacă faceți asta la fiecare o zi, două sau trei, depinde cum crește piața. La fel și cu Bitcoin. Acum este pe la 37.000, se învârte, nu știu, 37.200 pe acolo. Dacă aș vinde momentul ăsta, nu mai gândesc dacă vând acum sau mai aștept o zi să văd ce se întâmplă, aș vinde momentul ăsta de, nu știu, $100 să zicem, pentru că o să vă explic că nu fac trading cu tot portofoliul meu, fac doar cu 12%. Practic dacă aș cumpăra înapoi la 35,5 de exemplu, 35.500, pardon, ca valoare în dolari pe Bitcoin, aș face un profit de 5% aproape. Ceea ce nu este foarte mult, dar este ceva. După aia, bineînțeles, se anunță că crește. Exact cum zic băieții ăștia, undeva la 40-42. Aș face același lucru după aceea. Iar îl vând la 40-42 și îl cumpăr înapoi la 38, de exemplu. Iar am făcut un 5-8%. Nu știu dacă s-a văzut exact pe portofoliul meu, dar am tether în momentul ăsta de 400 și ceva de dolari. Din tot portofoliul de 3200-3300 înseamnă undeva la 12-13%. Deci fac asta cu doar 12-13% din portofoliul meu, nu fac cu toată moneda, adică nu cumpăr și vând tot deodată, și după că e posibil să te și înșel la un moment dat. Așa că sunt foarte, foarte confortabil să fac asta cu 12% din portofoliul meu, pentru că dacă ajunge, de exemplu, după aia să scadă piața foarte puternic sau să crească foarte puternic, n-am pierdut foarte mult. Am făcut gain-uri pe termen scurt și mi-am mărit portofoliul în tokenuri. Deci nu vând tot ca nebunul și nu vă zic că ar trebui să faceți chestia asta, așa mă simt eu confortabil, fiecare poate să facă exact cum vrea. Dar asta am învățat de la băieții ăștia, că atunci când se mișcă în lateral piața, gândiți-vă că sunt toate urcușurile și coborușurile. Practic trebuie să te uiți un pic să vezi la urcuș să vinzi și la coboruș să, dar să nu fii foarte, foarte lacom. Eu mă mulțumesc cu 8%, de exemplu, 5%, 8%, un 14% depinde de monedă. Chainlink este o monedă foarte puternică și cred că o să crească și mai mult în viitorul apropiat, adică luna asta, ceva de genul. Dar nu cu toate poți să faci la fel. Bitcoin-ul acum a început să piardă din dominanță și o să vă las băieții ăștia care practic se ocupă cu trading, adică fac analiză tehnică pe trading cu adevărat. Benjamin Cohen este unul din ei, este foarte șmecher pe analiză tehnică. Și mă uit la Crypto Banter. Acolo este un tip pe care îl cheamă de fapt Sheldon și mă uit și pe Twitter la el. Pentru că fac în fiecare zi chestia asta, adică apar clipuri cu ei în fiecare zi. Se uită la piață, hai să vedem. Desenează toate porcările ale lor. Am înțeles ce înseamnă, însă nu o să fac eu personal chestia asta. Prefer să mă iau după ei și să investesc 12% din portofoliu, adică dacă ar veni momentul în care mi-aș lua o țeapă, nu pot să dau vina pe ei. Dar 12% din portofoliu nu înseamnă foarte mult. Deci îmi permit să-i risc. Practic în momentul ăsta nu fac profituri. Fac profituri pe termen scurt, dar în tokenuri. Deci de exemplu, dacă aveam un Bitcoin, că e un calcul foarte simplu. Aveam un Bitcoin în momentul ăsta pe care l-am cumpărat la 55.000. După aia a scăzut la 30.000, practic jumătate de Bitcoin ca valoare mi-a dispărut, dar eu tot un token de Bitcoin am. În momentul ăsta că aș face chestia asta, urcă la 36.000,
și vând și după aia cumpăr înapoi la 32.000. După aia iar la 38.000, iar scade înapoi la 34.000. Practic am 1,2 Bitcoin și asta înseamnă, sau o să însemne de fapt undeva la 72.000 de dolari. Atunci se vor vedea profiturile ca valoare în bani, pentru că în momentul ăsta suntem în scădere. Și inclusiv pe termen lung, gândiți-vă, să zicem că ajunge în următorii 5 ani Bitcoin la 1 milion de dolari. Dacă am un loc de 1 Bitcoin, pentru că am făcut gain-urile astea pe termen scurt, am 1,2 Bitcoin, deci am o valoare de 1,200. Deci, practic, sunt niște chestii pe care le faci pe termen scurt, dar eu, de exemplu, asta e strategia mea acum, pentru că m-am uitat la băieții și am văzut că merge, ați văzut PNL-ul meu, nu e foarte mare creștere, însă este ceva. Deci să stau degeaba să mă uit, ai mă, creșteți odată, prefer să fac asta cu un procentaj din portofoliu confortabil pe care sunt dispus chiar să-i pierd. Și plus că experiența asta se adună, adică chiar vreau să câștig mai multă experiență pe partea asta de trading, dar nu vreau să o iau de la zero, să fac eu cursuri de trading și n-am timp să mă ocup de chestiile astea. Așa că asta e strategia mea. Cine vrea să o folosească este liber, eu nu dau sfaturi aici, v-am explicat, învăț odată cu voi, chiar puteți să-mi lăsați niște comentarii dacă aveți niște idei mai bune. Eu acum am preferat să fac farming, pentru că și așa dacă e în scădere piața, n-am ce să fac, mă uit la portofoliu, nu se întâmplă nimic în fiecare zi. Și puteți să vă uitați la băieții ăștia la care mă uit și eu, sau puteți să vă uitați la orice băiat și să faceți după cum zice el, însă asta este strategia mea și am vrut să vă spun. Deci dacă mă iau după băieții ăștia și mi-am făcut planul și strategia în funcție de ce am auzit la ei, practic Bitcoin ar trebui să urmeze acum o scădere micuță undeva la 34-35.000 de la 37 unde se află acum, sau chiar 38 poate crește. După aia să mai crească un pic, de exemplu, până 41-42.000, iar să scadă, adică un suport puțin mai high, scadă undeva la 37.000-38.000, habar n-am, și se anunță că în următoarea lună ceva de genul o să ajungă pe la 50.000. Și după aia e posibil să pice pe la 20-25.000. Deci, practic, până acolo, inclusiv în coborâre după aceea, o să fac același lucru, pentru că chiar și în coborâre graficul arată oarecum la fel. O să fie o coborâre abruptă, o creștere micuță, bam, am vândut. Iar coboară, cumpăr, iar crește puțin, iar am vândut. Fac farming pe termen scurt. În fiecare zi, la 2 zile, la 3 zile, nici măcar nu contează. Cum am și eu timp, cum pot să mă ocup de chestia asta. Deci cam ăsta ar fi gândul pentru azi. Puteți să adoptați și voi orice strategie. Este fix problema voastră, pentru că nu sunt banii mei, sunt banii voștri, voi riscați. Dar puteți să lăsați în comentarii niște păreri. Cum procedați voi, de exemplu? Pentru că, v-am zis, nu sunt aici să vă sfătuiesc, sunt aici să învățăm împreună, cu toții. Deci, frumoșilor, pe data viitoare ne vedem în clipul următor.